Aici a contat foarte mult faptul că Denis Mann nu a atacat acea minge, s-ar fi ridicat fanionul, acțiunea continuată de Florinel Coman, a revenit și Mann în fază. Armenii deconcentrați pentru că la un moment dat au fost siguri că se va semnaliza offside. Mann și este penalti, este penalti. Armenii protestează și Coman obține penalti în acest minut 64. Revedem faza. Mingea rămâne cu noroc. Din ce se vede în această reluare, nu pare să fie nimic. Un fel de contact, dacă a fost, dar nu-l prea văd. Important e că Florinel Coman a reușit să-l impresioneze pe arbitrul bosniac și cred că FCSB avea nevoie de un astfel de moment, de o astfel de mână de ajutor. Să sperăm că Florin Tănase va transforma penaltiul la 2-0. În mod normal, cei de la FCSB ar trebui să trateze partida de acum încolo, din acel moment până la sfârșit, mult mai liniștiți. Tănase în fața celui de-al șaptelea gol în competițiile europene. Minutul este 64, intrăm în minutul 65 de acum. Arbitrul bosniac îi așează pe toți la marginea careului. Fluier acum, Tănase se apropie de minge, Tănase! Pentru 2-0, FCSB Chirac în primul tur de calificare în Europa League. Florin Tănase scrie dintr-un penalti obținut de Florinel Coman. Încă o dată faza. Trebuie să recunoaștem că este un penalti extrem, extrem de ușor acordat. Mă gândesc la ce scandal ar fi ieșit în campionatul nostru dacă se vedea acest...